Igor Grosu, președintele Parlamentului și liderul PAS, admite că ar putea urma remanieri guvernamentale după dublul scrutin din data de 20 octombrie, inclusiv referendumul pro-UE, care a trecut la o diferență de câteva mii de voturi. Rezultatele nu au fost influențate doar de schemele de corupere ale alegătorilor realizate de Kremlin prin intermediul lui Ilan Șor, dar și de modul în care guvernează Partidul Acțiune și Solidaritate și mai ales de felul în care se realizează reforma justiției, susține Igor Grosu. Orice guvernare erodează. Orice decizie, reformă, pornire implică riscuri. Numai cel care nu face nimic nu greșește, dar eu cred că și așa la greșește, că nu face nimic. Cea mai complicată reformă, este reforma justiției. Aici se explică și încetinirea sau viteza în multe cazuri în care se investighează, se acționează. Igor Grosu a menționat că guvernarea urmează să facă schimbări, inclusiv în ceea ce privește resursele umane, dar acestea vor fi realizate după cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, subliniază Igor Grosu. O să o facem la RICI și la capitolul schimbări de abordări și, și la capitolul de resursă umană, pentru că oamenii nu poți să învinuiești, pentru că nu e vorba de problema de integritate, și aici în echipă. Sunt oameni buni în anumite condiții care pot sau nu pot face față unei presiuni. Oameni pentru timp de pace, convențional, pace, în care liniște, sunt buni analiști, strategi, sunt buni în politici publici și sunt oameni buni în perioada de criză. Un fel de manageri de criză care acționează repede, hotărât. Cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova va avea loc în data de 3 noiembrie. În cadrul acestuia se vor confrunta Maia Sandu, care a acumulat în primul tur 42,49% dintre sufragii, și Alexandru Stoianoglu, care a obținut 25,95% dintre voturi, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale.